fiu și orice frică, chiar prin noapte vor cânta. Nu iubim de tăcere. Dimineață cântam că nu e zid ce nu poți dărâma, Iisus. Orice munte poți muta, totu-i în puterea ta. Nu e om ce nu poți vindeca, orice suflet poți salva, totu-i în puterea ta. Credeți voi asta? Credeți că totul este puterea lui Dumnezeu? Întoarce-te către cel din stânga și din dreapta ta și spune-i toată lauda este a Domnului. Toată lauda este a Domnului, Benis, toată lauda a Domnului, Benis, toată lauda a Domnului, Dani, toată lauda a Domnului.
Toate laudea Domnului. Și haideți să declarăm împreună, cu toată puterea noastră, pământul întreg să laude pe Dumnezeu, pe Dumnezeu. Haideți, pământul întreg să laude.
Azi dimineață, la ora 5, când m-am trezit, era un verset dintr-un psalm care l-a citit și azi de dimineață. Și m-a marcat în psalmul 46, primul cuvânt, care a spus, opriți-vă. De multe ori, suntem tentați să alergăm atât de repede și încercăm să facem, credem noi, voia lui Dumnezeu, într-un ritm diferit de al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne spune, oprește-te și ascultă vocea mea. Și Deuteronom 31, 6, 8, de la 8, 6 la 8, întăriți-vă, Betel, și bărbătați-vă. Nu vă temeți, Betel, și nu vă înspăimântați de viitor. Vedeam zilele trecute la cel quiz, că unii erau înspăimântați de viitor. Păi, dar ce spune Dumnezeu? Că-și Domnul Dumnezeul tău, Betel, va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te că tu vei intra cu poporul acesta în țară pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânire ei. Vedem pe poporul lui Israel de câte ori nu au șovrit, de câte ori nu au tendința de poate să nu creadă ceea ce Dumnezeu le-a zis. Dar Domnul vine și spune din nou, Domnul însuși va merge înaintea ta, Betel. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimântă. Următoarea cântare, tocmai despre asta vorbește. Când lupta mă înconjoară, tu vezi victoria. De aceea credem în tine, că tu știi mai bine de noi. Nimic nu poate sta împotriva.
întreag eu la tine, Domnul meu. Și biserica Betel a putut să experimenteze lucrul acesta așa de frumos în ultimii ani. Eu sunt numai de 4 ani la Betel, dar de atâtea ori am putut să văd pe Dumnezeu la lucru în biserica Betel. Și trebuie să fii mulțumitor pentru asta, dragii mei. De aceea rugăciunea care vândem să o facem împreună este tocmai în direcția asta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne-a dat în biserica lui Betel. Rămânem împreună. Rămânem uniți. Ne rugăm pentru unitate. Amin? Haideți să facem asta.
Amen.